Băi, Cristi! Cristi! Băi, Cristi! Bine! Dimineața Blană cu Țibulcă și Coțofană. Jumătate se numește piesa, normal că avem și un joc pentru voi, care se numește Jumătate. Băi, ce înseamnă asta? Vom băga vrajbă între Soare și Smiley. Ok, hai. Noi vă vom spune, pe rând, fiecăruia, câte o expresie, câte ceva viral, câte un vers. Da, sunt piese, sintagme, da, folosite, cunoscute, foarte cunoscute unele. Vă da. Spunem jumătate, iar voi trebuie să spuneți cealaltă jumătate. Ok? Noi, eu sau Soare? Hai să facem fiecare. Okay. Eu îi voi spune expresiile lui Soare, da. Iar Mădălina ți le va spune ție, Smiley. Yeah. Ok? Haide. Fiecare va avea câte o variantă ajutătoare, adică aveți dreptul să cereți ajutorul publicului în momentul publicul în care nu știți. Publicul fiind cine, Radu? Nu, publicul fiind 021. Publicul. 021-252-2642, okay. Numărul la care oamenii pot suna ca să primească, ca să vă ajute pe voi, da? Okay. Da, sunt pregătit. Bun. Știi ce mă gândesc? Ia zi. Să facem și o... Fii atent. Odată aveți voie să vă băgați și peste celălalt. În sensul că dacă el, ea, nu știe să spună continuarea... Da, pot, adică pot să-i ofer ajutorul... Nu să-i ofer ajutorul, să iei punctul. Să-i iau eu punctul. Da. Da. Haide-mă, dacă știu, da? Păi okay. El chiar are experiență cu expresiile astea. Bun. Hai să vedem. Vă dau, păi o să începem cu Soare, normal, okay. Că doar, na. Normal. Soare, eu îți voi spune da. Jumătate de expresie și, eu continui, și tu trebuie da? Să da. O continui. Prima expresie. Mamă, m-au luat emoțiile. Pentru tine. Așa. Bă, ești prost? Păi are vreo continuare asta? Uh-huh. Ești, bă, ești nebun? Bine! Bine, bravo, bravo. Ok. E bine, bun, în regulă. Ne cunoaștem un pic. A doua expresie pentru Soare. Țineți punctajul acolo, da? Da, da. E. A doua expresie. Tot pentru Soare? Tot pentru Soare, după aia. Da, vorbești tu, da. Eu mănânc cu cucoș. Asta înseamnă să... Soare. Să fii mafiot. Bine, 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 bine. Încă o dată două puncte pentru Soare. Am zis că e de bine. A treia expresie. Popor talentat. V-am pupat, asta n-ai cu. Bun. Trei, nu? E grav. Trei din 3 din 6 avem. Mai spune trei și lui Smiley să nu fim. Hai să fim, să avem și noi emoții unul cu celălalt. Nu. Păi o să vină emoție. Tu la un moment dat, dacă nu știi, poți să te, ți-am zis, să te... Să mă rog de Smiley. Să te rogi de public, să... Da? Hai. Bun. Avem așa. Omul este o... Omul este o... O pânză. Iar răspunsul tău este greșit. Puteți Smiley, să ajutorul vrei publicului. Să, vrei să preiei? Știi ce este omul? Da. Ce este omul? Omul este o? Omul? O? O? Cere tu ajutorul acum. Ce este omul? A, deci nu știi expresia. Nu știu. Radu, care era răspunsul corect? Omul este o ființă umană. Na? Corect, corect. Nu știai? Mamă, nu? Normal, cum că... să nu știi? Mamă, a tratat șansa de a deveni regi pe România. A domnului Hagi. A domnului Gheorghe da. Hagi. A rămas, rege. A rămas în istorie, n-avem ce să facem. Bun, ai 3 din 4. Deci trebuie să mă gândesc la asta, ok. Mai departe, pentru Soare, am vrut să fac o poză, Soare. Dar nu mi-a ieșit. Nu? Nu știu. Mai gândește-te, mai hai, gândește-te. Hai, vreau să vorbesc cu publicul. Publicul. Vă rog, dragi ascultători. 0, 2, 1, 1 2, 5, 2, 2, 6, 6, 4, 2. Ce știe? Bravo! Vă rog, tu știi câte imnuri am făcut eu la Pro FM? Deci am vrut să fac o poză, dar... Hai să vedem. Mamă, 0, 2, e 1. Foarte frustrant să stai pe cine bară la jocul ăsta. Cine o ajută? Da, e cine? Am din prima. Bună dimineața! Alo! Bună
dimineața! Bună dimineața! În primul și în primul rând, te rog frumos să închizi radio-ul și să ne asculti doar în telefon. Da. Cum te cheamă? Roxana. Roxana. Bună, Roxana, te rog, ajută-mă. Am vrut să fac o poză. Cu prietenii mei. Nu, ai Moș Crăciun, da, și prietenii săi. De-aia mai există un singur rege, vezi? 021-252-2642. Hai totuși să o ajutăm pe sore. Am vrut să fac o poză. Tu știi, Smiley? Știi continuare? Nu, nu cred zice că dacă da. Știi, dar nu zice. Încercăm să... Dacă... Bună dimineața! Alo? Bună dimineața! Cum te cheamă? Ela. Ela, bună, de Ela. Unde Ela, ești? Ela știe. Ela, Ela, te rog, spune-mi răspunsul corect. Am vrut să fac o poză? Am vrut să fac o poză, dar din greșeală am apăsat pe filmare. Asta o știam și eu. Eu aș fi zis că am apăsat pe video. Ela, de unde ești? Din Iași. Câți ani ai? 19. 19 ani. Doamne, și pentru că ai fost atât de drăguță încât să o ajuți pe sore și să ne suni, ai câștigat din partea noastră hanorocul ăla nostru, hanoracul Blană de la Pro FM, da? Cu autograful lui Sore pe el. Și mulțumesc pentru ajutor. Cu autograful lui Sore și al lui Smiley. Rămâi pe fir, te pupăm. Bun, asta înseamnă că avem câte răspunsuri corecte? 5 răspunsuri corecte. Nu din... sunt 5 corecte. Era cu prostești. Nu, a fost una 4 de 5. Nu, eu cred că asta se pune la răspuns corect, da. Chiar dacă e răspuns corect. Okay, e răspuns okay. Corect, da? Da, da, da? Bun, și ultima este este simplă de tot. Vreau să-mi iau un Panamera. Să merg iute, să alerg iute, mă scuzați, ca pantera. Iute? Iute, iute, ce mai stai? Crezi că Limon Gordon ar fi iute, nu? Așa, vreau să-mi iau un Panamera să merg repede ca pantera, nu? Să alerg, băi! Să alerg, mă, repede, așa, asta am să zic. Să merg repede, să alerg! Să alerg, iute! Îi dăm punct? Hai să dăm punct. Da, mă, da, știu. Iute! Să alerg iute ca pantera, iute, iute! Repejor. Să alerg fuguța. Metric vorbind, așa mi-a venit. E bună, oricum e bună. Chiar bună. Bun. Hai, asta înseamnă. Sunt 5 răspunsuri corecte la sore? Da. Bun. E rândul lui Smiley, Mădălina, ai legătura. Ok. Sunt convinsă că le știi. Una nu sunt sigură, dar putem. Bine. Dacă cerem puțin ajutor, putem. Ok, prima. Ai n-ai mingea? Tragi la portă. Ia! Bine! Ok. Aia o să o las puțin mai la urmă. Las-o. Știi ce zic? Ia să vedem. Da. Să intimidăm puțin. Trișez un pic, nu, trișez un pic, practic. Hai. Da, că e și prima mea zi, da? Asta e. Cristi! Băi, Cristi! Cristi! Băi, Cristi! Bine! Bine! Ok, hai să zic pe aia, la care nu știu dacă o știi, dar ar fi bine să o știi. Nu-i problemă de... Nu-i problemă, stai că o știu și pe asta. Te rog, haide. Nu-i problemă de... De? Poți să apelezi la public. Apelez la public, repede. 021-252-2642. Nu-i problemă de... 021-252-2642. Cine îl ajută pe Smiley? Jucăm jumătate. Asta înseamnă că le dăm lui Smiley și lui Sore jumătate de expresie, iar ei trebuie să o continue. Acum Smiley nu știe să continue, nu-i problemă de... Și voi trebuie să-l ajutați. Bună. Te-am zis că asta e un pic așa. Neața! Neața! Alo! Neața. Cine e acolo? Adrian din București. Salut! Bună! Ajută-l pe Smiley! Avem... Nu-i problemă de... Nu-i problemă de război! Este! Nu-i problemă de război! Nu-i problemă... A cui e asta? E, un băiat care a fost viral. Viral, da. Da, eu mă gândeam. Nu-i problemă de război. Și Adriane, ai bravo, câștigat... Bravo, Adrian! Ai câștigat și tu un hanoroc din partea Pro FM, hanorac cu Blană, da? Și trei cu jumătate. Rămâi pe fir. Ok. Și asta așa, scuză-mă, aviz ascultătorilor, pentru toți cei care sunt de treabă și ne sună și participă și sunt radioactivi, vor fi premiați cu hanoracele astea. Super, ca să știți cum stați. Generoși. Mergem mai departe, trei răspunsuri la Smiley. Trei, da? Bun, următoarea. Dacia-i... 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 Pot să zic ceva? Dacia-i făcut bobiță. Bine! Soare, tu ce ai fi zis? Asta aș fi zis. Bobiță, știa, știa și ea cu bobiță. Bun, perfect. Next one. La fel la ultima, mai am o problemă, dar asta sigur o să fie ok. Hai pe Snap să... Ne-ai depășit pe amândoi. Stai așa un pic, hai pe Snap să... Stai. Hai pe Snap să... Să ce? Păi ce poți să faci pe Snap?
Tu știi, Sore? Nu! Ține dacă... Nu știu, hai pe Snap nu. Să... Hai pe Snap să... Să-l fi cântat-o, cumva. Aha, vreo idee? Să băgați-i picioarele. Hai pe Snap să... Nu ești pe aproape. Cetuim, ce să... Nu, nu, nu. Hai pe Snap să... Ce, când pui în... pui în Instagram și pe Snap, bravo, pui niște emoji-uri. Da, să niște emoticoane, să ne... Există un termen pentru treaba asta? Da, da, este, pentru că este, nu știu, un joc cumva din Snapchat. 10. A, nu știu nu, jocul. 10 secunde. Pare ai, mă. Hai pe Snap. Să? Să... Există emoticoane care fac sex pe Snapchat? Că nu... Hai pe Snap să... Ia, uite cum era. Ia. Ia. Hai pe Snap, să facem focuri. Ce să facem, mă? Focuri. Focuri. Facem focuri, da. Focuri. Da, nu, dar ai văzut că eram acolo. Știam că de acolo e, dar nu mai țineam minte versurile. Ăsta a devenit imnul oficial al Comunei Focuri din județul Iași. Lansează acum la zilele comunii. Nu a punctat Smiley și sunt patru răspunsuri. Da, din, da. Așa și ultima. Ultima. Cormorani în România. A, nu știu pe asta. Nu pot să cred. Este super virală. Da, eu nu țin minte politicienii, vorbele da. Politicienilor la mine, politician. Știu a cui e vorba, dar vorbele politicienilor da. La mine trec pe lângă ureche așa, nu cred nimic, soare? nici nu ascult. Nici nu-i mai ascult. Eu nici nu știu cine-s politicienii. Adică. Știi care e faza? Că aici nici măcar nu e de o chestie politică, e chestie da, de sketch. Da, e o chestie de sketch. Știu că e o chestie de sketch, dar nu mai țin minte asta cu cormoranii. Dintr-un film. Știu și filmulețul, știu. Hai să vedem, să sune cineva 021-252-2642 cormoranii în România, doar așa da. Să completeze un ascultător. Dar bună dimineața! Neața. Cormoranii în România? Ce fac? În notă în piscine, boss. În notă în piscine. Fac baie în piscină. Da. Mă rog, e bine. Cum te cheamă? Robert sunt, Robert. Bine, Robert! Sunt. Robert, pentru că ești cool, ne-ai luat hanorocul și te rog frumos să rămâi pe fir. Da? Ai un mersi hanoroc. Frumos, mersi, blană de la Pro FM. La mulți ani, fetelor, o primăvară frumoasă. Trăiască! Și asta înseamnă că acest meci, această confruntare se termină cât? 5-5. Sau 4-4. Sau 4-4. Sau 5-5. Eu las pe Sore să câștige de data asta. Egalitate. De mărțiș. Dimineața Blană cu Țibulcă și Coțofană.